Altcoinurile nu arată bine deloc, deși BTC-ul este aproape de un nou vârf istoric, este pe la 70.000 de dolari, altcoinurile în continuare nu se regăsesc și scad. Dar de ce se întâmplă toată treaba asta? Asta e de fapt întrebarea. Știm foarte clar că dominanța este în urcare, este la 60.2%. V-am zis că eu mă aștept la un top pe dominanță între 60% și 62%. Cu alte cuvinte, ar trebui să vină cam pe aici pe undeva topul pe dominanță, iar apoi să vedem acel altcoin season. Însă, în continuare, ratele dobânzilor sunt destul de ridicate, pe la 5%, vrem să vedem niște rate pe la 2%, 2.5%, altfel e greu să sperăm la un altcoin season mult așteptat, pentru că dolarul nu e atât de accesibil. Banii nu sunt atât de ieftini precum ne-am dorit. Iar în momentul în care Fed-ul o să reducă ratele dobânzilor, abia atunci putem vedea asset-urile de risc să performeze. Când vă spuneam că mă aștept ca altcoin season să vină din februarie încolo anul viitor, mulți oameni nu au fost de acord cu această viziune, însă eu în continuare cred că altcoin season nu o să vină la final de an. Nu cred că altcoin season o să vină acum, cred că o să înceapă din februarie încolo. Asta e viziunea mea atunci când vine vorba de altcoin season. Urmează volatilitate în piața cripto pentru că urmează niște evenimente extrem de importante. Pe 5 noiembrie o să avem alegerile prezidențiale, iar apoi pe 7 noiembrie întâlnirea Fed. Trebuie să vedem cu cât o să taie Jerome Powell ratele dobânzilor. Majoritatea se așteaptă ca el să o facă cu 25 de puncte de bază. Cel mai probabil așa o să se și întâmple. Trebuie să vedem mai multe tăieri pentru a ne face speranțe. Oricum, după întâlnirea de pe 7 noiembrie, el o să mai aibă o întâlnire pe final de an. Și cel mai probabil o să taie din nou și atunci rata dobânzii, însă trebuie să ne concentrăm pe săptămâna asta, pe prima săptămână din noiembrie. Hai să intrăm pe grafic să vedem ce poveste ne spune. Nu uita să apeși butonul de like pentru că ajută foarte mult algoritmul acestui videoclip. Pe mine mă puteți găsi și pe grup și pe X, postez de 2-3 ori pe zi, toate link-urile în descrierea acestui videoclip. Și începem unde e durerea mai mare, adică pe altcoin-uri, mai exact ne uităm la dominanță și vedem că este la 60.3%, iar eu v-am zis, mă aștept ca dominanța să-și găsească topul aici, între 60% și 62%. Cu alte cuvinte, dacă nu ești poziționat încă în piață, eu zic că n-ar fi o idee atât de rea să o faci, pentru că știm foarte clar că altcoin season se întâmplă foarte rapid. Uitați aici, s-a întâmplat altcoin season și s-a întâmplat foarte repede. N-ai vrea să ratezi gainurile astea pe altcoinuri și să nu fii poziționat în piață. Ok, să presupunem următorul scenariu, să zicem că piața mai scade de aici, pe altcoinuri mă refer, încă 20-30%. Da? E o probabilitate, să zic reală, da? E o probabilitate reală că altcoinurile să mai sufere 20-30%. Dar dacă tu îți faci DCA-ul cum trebuie, n-ar trebui să ai niciun fel de probleme. Dar ideea e că suntem destul de aproape de un top pe dominanță. Eu zic că n-ar fi o idee rea să fii poziționat. Ușor, ușor. Am intrat și pe graficul BTC, vedem că este la 69.500 de dolari aproximativ. V-am spus și zilele trecute, mă aștept ca BTC-ul până pe 7 noiembrie cel puțin să meargă lateral, adică să meargă între 71.500, 67.800 și tot așa, să meargă lateral. Asta mă aștept ca BTC-ul să facă zilele următoare. V-am zis, urmează alegerile prezidențiale, apoi avem întâlnirea Fed, iar BTC-ul nu cred că o să-și găsească o direcție clară până când nu o să primim rezultatele acestor evenimente. Cam asta văd eu în momentul de față în ceea ce va urma să se întâmple în prețul BTC-ului. Dacă ținem suportul de la 67.800 de dolari, eu zic că suntem în regulă, nu avem de ce să ne facem griji. Apoi, să presupunem într-un scenariu mai negru că îl pierdem, n-ar trebui să pierdem de aici suportul de la 64.500-65.000. Ca să-și păstreze totuși
momentul, ca să-și păstreze totuși momentul bullish. Ethereum în continuare nu vrea să performeze sub nicio formă, încearcă el ceva, dar nu iese, este într-un mini uptrend, vedem că este chiar pe suport. Dacă pierde acest suport, mă aștept ca Ethereum să se corecteze și să se ducă cel puțin până la $2200. Cel puțin până la $2200. Dacă pierde acest suport, dacă iese dintr-un acest mini uptrend. Ce vrem să vedem de la Ethereum este să cucerească linia de bull market, pentru că a încercat odată, a fost respins, a mai încercat odată, a fost din nou respins. Dacă încearcă din nou și reușește să cucerească linia de bull market, atunci putem să începem să ne facem mici speranțe cum că o să vină un mini altcoin season pe final de an. Dar nu e cazul în momentul de față, pentru că vedem că Ethereum se chinuie pe aici, pe la $2500. Nici bursa nu o duce foarte bine, aproape un trilion de dolari au fost retrase din piețele bursiere. De ce? Pentru că există incertitudine în piață. Oamenii nu știu ce urmează să se întâmple. Pentru că am văzut într-adevăr că Trump conduce acolo în pool-uri cu 15-20%, în fine, dar eu nu cred că sunt atât de relevante acele pool-uri, nu cred că sunt atât de accurate cât să zicem, da, domne, Trump o să câștige 100%. Părerea mea e că lupta e foarte strânsă și cine o să câștige, o să câștige la o diferență mică, nu o să câștige detașat. Și tocmai din acest motiv, piața este într-o incertitudine și bineînțeles că oamenii stau defensivi, stau în gardă. Ăsta a fost episodul de astăzi, nu uita să apeși butonul de like pentru că mă ajută foarte mult. Pe mine mă puteți găsi și pe grup și pe X, toate link-urile în descrierea acestui videoclip. Până data viitoare, eu am fost Ciprian, aveți grijă de voi!